Magistrat deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 1494, modificată și completată prin dispoziția primarului numărul 1495. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal la ședința data de 22.09.2021. Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal la ședința data de 30.08.2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru complexul agrement Dumbrava Călăraș. Comisia de Sănătate, Muncă și Protecție Socială. Avizul. Favorabil. Comisia pentru Servicii Publice. Avizul. Favorabil. Cine este pentru? Care este rolul acestui proiect de hotărâre? Să transformăm niște posturi de muncitori de care este nevoie, niște posturi de consilier de care probabil că cineva are nevoie. Cine ne explică și nouă care este rațiunea acestui proiect? Înțeleg că domnul primar este ca la toate inițiatori, dar nu este aici. Dacă poate cineva să ne explice și nouă rațiunea acestui proiect care apare pe ordinea de zi. Am avut un contabil pe post de referent și acum trebuie să angajăm un contabil. Trebuie să scoatem... Auzi, dar Mihaela ce e acolo? Mihaela? Da. Nu este contabil. Nu e ca... Eu am crezut că e... Doamna rectoare, dar funcția de contabil în statul de funcții nu exista în organigrama veche? Nu. Nu am avut. Am avut doar un post de referent și atât. Cine trebuie un contabil... Și atunci cum semna documentele doamna Oprea, parcă așa ordine? Că nu stăteau în picioare semnăturile. Avea spații economice. Problema să externaliza serviciul de contabilitate, pentru că nu cred că aveți un volum așa de mare de documente și de activitate încât să se impună prezența unei persoane acolo. Mariene, să mergi pe un tehnic, vă rog, să aveți greu. Nu, hai să trecem peste contabil, că pe asta am înțeles-o. E normal să fie cineva care se ocupe de mai departe, dacă poți să ne explici. Dacă poți, dacă nu, spun că nu poți și trecem mai departe. Pentru postul de administrator. Inspector de specialitate 2. Am cerut un post de administrator pentru că am început să facem activități în grădină cu muncitorii pe care îi avem acolo și îmi trebuie un administrator care să mă ajute. Păi voi ceilalți ce faceți dacă și administrator și inspector de specialitate și pentru ce? Asta vreau să ne explici, care e necesitatea. Ce dracu? Dacă poți, dacă nu, trecem la De fapt, ce s-a schimbat vot de cum era până acum față de cum e acum? Ce s-a schimbat de este necesară această modificare? Da. Stați, mă, să o ascultez. În activitate. Doamna care era pe postul de referent aici la pensie, nu mai există. Lasă, că pe asta am înțeles-o. Trecem peste ea. Restul. Cu administrator. Îmi trebuie un om care să se ocupe practic de magazie, de fișele de magazie. Păi cu nu avem contabil și contabil și fișe de magazie. Ce să facă contabil? Fișe de magazie. Păi chiar ce ar putea să facă? Știți, întrebarea este extrem de simplă. De ce este nevoie să transformăm? Pentru că asta reiese din proiectul de hotărâre. Posturile de muncitor, da? Le transformăm în posturi cu funcții superioare, în posturi PESA. Asta întrebăm. Nu aveți nevoie de muncitor, aveți nevoie numai de posturi PESA? Acum da. Da, e o nouă metodă, bun. E un volum. În regulă, doamna. De muncă. Cine este doamna? Este locuitorul lui. Da. Doamna, de care vă mulțumim. Suntem la vot. Cine este? În esență de animale, cine se ocupă? Contabil sau administrator? Cine este pentru proiectul numărul 1 al ordinii de zi? Dacă... 9 pentru și 2 voturi online. Deci 11 voturi pentru. Da? Împotrivă? Împotrivă. Împotrivă mai întâi. Împotrivă. Și eu sunt. Ia te-ai ajutat de cu personal, cu muncitor, te vedem, acolo e volum mare. Animale ne vor de muncitor. Abține-te. Haideți să ne auzim, abține-te. La proiectul 1. Ce-am? Cum?
Zi-mă, dar deci ce proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru. Gata, am trecut la proiectul 2. O abține domnul Stârzea și 2 voturi împotrivă. Grupul PNL și domnul Ochiț. Eu. Și... Nu, 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 trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării lucrărilor publice administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului situat în municipiul Călăraș, șoseaua Slobozii, cvartal 65, parcela 18/2, județul Călăraș și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții în cadrul proiectului tip construcție creșe medie, cu titlul Construire și dotare crește în cartierul Tineri din municipiul Călăraș, județul Călăraș. Comisia de Buget Finanțe, avizul. Favorabil. Comisia de Urbanism, avizul. Favorabil. Discuții. Cine este pentru? Normalitate și online totalitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, amplasamentului rezultat din alipirea imobilului situat în municipiul Călăraș, strada Ciocârlie numărul 19B, cu imobilul din strada Prelungirea București, piața Mircea Vodă, municipiul Călăraș și județul Călăraș, pentru asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții în cadrul proiectului tip construcție creșe medie cu titlul Construire și dotare creșe în cartierul Mircea Vodă prin municipiul Călăraș, județul Călăraș. Avizele. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Urbanism. Favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru proiectul numărul 3? Unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul Casa Dumitru Bâzu, imobil situat în municipiul Călăraș, strada Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989, numărul 38, județul Călăraș. Comisia de Buget Finanțe, avizul. Favorabil. Comisia de Urbanism, avizul. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții. Cine este pentru? Unanimitate. Iar de vă mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale de cheltuieli de la bugetul local și bugetul de stat actualizate pentru obiectivul locuințe sociale bloc 15 tronson A plus B din municipiul Călăraș. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Urbanism. Urbanismul. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Am o întrebare. Să nu. Vis-a-vis de drepturile astea de astăzi, care e cu 60%, în urmă, asta să le cere înainte de pandemie. Așa s-a avut în vedere? Valori. Aici s-a ajuns. Valori. Asta spun. E catastrofă. S-au parcurs etapele astea în relația cu Ministerul Dezvoltării, vis-a-vis de acest proiect, da? Și am ajuns în faza asta în care trebuie să debatăm sumele, pentru că așa ne-am cerut cei de la Minister. Suntem în faza finală, ca să ne spun așa, cu continuare. Foarte bine. Doar îndeplinim o formalitate, deci avem nevoie de această mătărâre de consiliu. Da, perspectiva nu e bună. Perspectiva. Asta e dat. Mulțumesc frumos. Nu, 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 de la bugetul local și de la Ministerul Dezvoltării. Aveți cotele în acest proiect și o parte a fost într-un proiect precedent de luna trecută. Cred că e menționat și aici. Da. Nu l-am văzut, poate nu am uitat eu bine, da. E în regulă. Deci revenim la vot. Cine este pentru proiectul numărul 5? Da. Unanimitate. Da. Vă mulțumesc. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 4.308 metri pătrați, imobil teren, situat în municipiul Călăraș, strada Prelungirea Sloboziei, numărul 70A, numărul cadastral 30.689, înscris în cartea funciară 30.689 UAT Călăraș, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate în chirieri. Comisia de Urbanism. Aici nu a mai fost dat ăsta? Nu, nu a mai fost dat.
favorabil comisia de urbanism. Comisia de urbanism favorabil. Discuții. Celălalt a fost. Ah, scuze. Da, e ok, da. Discuții? Nu. Supun la vot proiectul numărul 6 al ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul 7. Privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil teren, proprietatea privată a municipiului Călăraș, situată în strada Măgureni numărul 7, zona Obor, tabu număr cadastral 26270, număr carte funciară 26270, în suprafață de 261 metri pătrați, domnului Ștefănică Mirel. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Comisia de Urbanism. Dacă sunt de lămurit discuții... Nu am decât o întrebare. E prevăzut în contract dețul de prietiune sau care? E lege. Juridic. Gata, nu chiar discuții. Constructorul de bună credință beneficiază de drept de prietiune la cumpărarea. Exact ce înseamnă, dreptul de prietiune. Mergem mai departe. Cine este pentru? Proiectul numărul 7. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind darea în administrarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în municipiul Călăraș, serviciului public centrale termice și administrare fond locativ Călăraș. Comisia de urbanism. Favorabil. Comisia de administrație publică. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții, întrebări. Da, eu aș avea o întrebare. Domnule Maciu, cine sunt beneficiarii acestui serviciu? Câți beneficiari ai acestui serviciu mai există? Din studiul de oportunitate nu reiese. Am găsit niște cifre în anexa 9 la caietul de sarcini. 309 contori individuali pentru apă cază și ceva mai puține repartitoare pentru energie termică. Și se produce energie termică și... Da, domnule. Este vorba de centrale tehnice de apartament. Avem blocurile sociale, locuințele sociale, blocurile ANL, deci acolo mai avem. Dintre punctele termice vechi pe care le știți, mai este unul singur în funcțiune aici, în centru, PT29, pe care probabil în viitor vor închide. Ceea ce v-am propus prin acest proiect de hotărâre la Consiliul Local, nu este altceva decât să îndeplinim condițiile de autorizare ANR, așa cum este. Ok, înțeleg. Înțeleg că asta e condiția că am citit că proiectul. Da. Doar așa, mă întrebam dacă câți beneficiarii ai simțit. Cred că avem vreo 10 blocuri de locuințe sociale și vreo 3 de ANR cu centrale. Avem centrale noastre, da, care sunt pe scară la fiecare bloc. Cred că le și știți. Și cineva trebuie să le administreze. Da. Noi suntem moștenitorii, ca și serviciu, înființat în 2002. La deci condiția asta trebuie să îndeplinim la ANR. Exact, da. Trebuie să autorizăm, trebuie să îndeplinim condițiile legislative. Mulțumesc. Este și domnul Ivan, aveați un altă întrebare. Nu aveam o întrebare. Vreau să-i supun atenție. Înțeleg că ești directorul de la... Da. În locul lui Ciocărlac. În locul lui Ciocărlac, da. Da, s-a făcut așa de multe schimbări că nu știm pe oameni ăștia. Ne-a tulbat. Da. Aici la pensie, domnul Ciocărlac. Da, schimbare, las, că știu ce spun. Vreau să-ți spun ceva, dar când ieșim de aici și să-ți dau o hârtie. Așa, nu-l cunoșteam, nu. Doar din auzit. Așa, îl felicit pentru ce face acolo și... Sper să ducă mai departe. Am lăsat încurcată treaba cu PT29, care alimentează foarte puțini cetățeni. Pe o distanță plimbăm apa asta pe o distanță foarte mare și poate la anul o să gândești ceva, nu mai știu cât sunt, să venim în ajutorul acelor oameni să treacă și ei pe alte sisteme de încălzire și să închidem PT29. Da, domnul Ivaș, aveți perfect dreptate. Studiem problema. Asta este vorba de o decizie politică, din rând. Da, am și ridicat-o aici, sigur nu e... Zicem, branșamente arondate, 3. Da, avem câțiva... Dați seama ce costuri. Da. 0 contori individual de energie termică și 56 de contori individuale. Este liceul economic, să știți, racordat aici, da, că tot aia ne-am cucat, să știți că... Avem 4 da, și liceul se poate alimenta cum sunt alimentate. Nicolae, sunt costuri uriașe. Am detaliat. Uriașe! Era centrală. Și n-am vorbit de situația de acum. Prețurile au încurajăm
Nu, nu, trebuie ajutați oamenii ăștia, găsit o modalitate să îi ajutăm să treacă la alt sistem de încălzire. Da, mulțumesc, gata, am terminat. Bun. Să rezolvăm problema liceului economic, care este cumva în curtea noastră și după aceea să vedem ce decizie luăm vis-a-vis de cele 44 de apartamente. Cred că domnul director ne-a lămurit în legătură cu acest proiect. Da, da, da. Ca urmare, îl supun la vot. Proiectul de hotărâre numărul 1. Cine este pentru? Unanimitate. Să vedeți costul. Vă mulțumesc. Mai departe, proiectul numărul 9, privind acceptarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în suprafață de 782 metri pătrați în favoarea construcțiilor C1 137 metri pătrați și C2 50 de metri pătrați aflate în domeniul privat al municipiului Călăraș, teren ce aparține doamnei Albu Ștefana, situat în municipiul Călăraș, strada Diglu numărul 11, județul Călăraș. Comisia de urbanism, avizul. Avor, avizul. Vă mulțumesc, dacă sunt discuții. Noi avem clădiri. Da. Superficia, de fapt, asta înseamnă. După terenul meu, stă cineva. Eu pot percepe sau nu, paralel. Din câte știu eu și din ce a scris voi, nu vrea mai. O vrea, nu. Îi facem statul eu. Pentru multul meu, dacă m-ai auzit de... Un pic de stăm de onoare. Urma francezului. Da, și de Zan Nicolae, ăsta ce te zeagă. Ce clădiri? Despre ce clădiri? E vorba de un teren care e proprietatea doamnei. Corect. Casa a fost proprietatea doamnei. Înainte de Revoluție a fost confiscată de regimul comunist. Stă cu chirie cu familia de atunci și acum trebuie să facem cartea funciară. Noi primăria, casa e a noastră primărie. Nu poți să faci. Ca să putem face cartea funciară, trebuie să avem drept asupra terenului. Și din cauza asta doamna și-a dat acordul să ne dea un drept de superficie asupra terenului de sub construcție, să putem un tabulat de proprietate. Fără bani. În mod gratuit, da. Aia e bun. Da. Ne-am lămurit. Cine este pentru proiectul numărul 9? Unanimitate. Vă mulțumesc. Mergem și mai departe. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș pe anul 2021. Comisia de buget finanță. Aviz favorabil. Discuții. Deci am mai băgat încă o dată asta, rectificarea asta bugetară. Pentru ce? Că am făcut una acum 3 zile. 4, 5. Pentru ce? Ce subiect? Solicitarea liceului Mihai Eminescu, suma de 250.000 de lei pentru reparații clădirea fostului internat la capitolul 6.5 învățământ. Se suplimentează până la sfârșitul anului să se aluce această sumă. Și la anexa 2, creditul contractat la CEC Bank în sumă de 41.572.000 de lei. În urma notificării Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu numărul 38.380.563 din 13 anul 2021, în sensul diminuirii sumelor alocate, obiectivele de investiții. Așa cum a fost aprobat. Majorarea altora, suma este aceea. Dar eu aș întreba pe ce criteriu să... Se introduc solicitările unităților de învățământ pentru bani suplimentari în proiectele astea de rectificare. Că, de exemplu, eu sunt în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Carol I și știu că și acolo e nevoie de bani. Acolo nu e nevoie de 250.000, e nevoie doar de 15.000. S-au plimbat de la o lucrare la alta, dar tot minus 15.000 sunt la oamenii ăștia și înțeleg că au făcut o hârtie către primărie, dar... Domnița. Cei 15.000 ai lor nu s-au băgat în rectificare bugetară. Trebuie așa, cum, pe ce criteriule... No. Că eu sunt de acord să dăm școlilor atâția bani cât și au nevoie, dar să dăm și un lucru. Există un deficit estimativ? Cum s-a ajuns la suma de 250? Există, da, și este trimis pe mail, la bestomeile. Nu la avem. Da. Am văzut niște fotografii. Doar niște fotografii. Ești de care... Seama ce păi da, dacă nu-l avem, cum ne spui că l-avem, dar ce noi nici nu ce avem? Problema. Ai tu. Nu, eu l-am trimis de la primărie de... E altceva. De Mihaela Petre. Ca urmare, mă gândeam că l-a venit și din păcate, aceste documente justificative nu ajung
și la noi consilierii. Noi ajung, care doamnă, nu, doamnă, vă rog frumos, să ajung și să pot... Se poate verifica. Hai să vedem. Nu să ajungă la un post și la unul. Ok. Ceilalți colegi de habitat, de vizul de la Eminescu la Vestorii. Discuția are loc în bloc, băi, nu se face individual. Eu care umblu numai cu hârtii, eu la mine... Dacă eu l-am primit din grupul de consilieri locali... Fi se poate verifica, deci nu există, nu se mai poate schimba situația. Dacă există, există, dar eu spun că eu nu l-am. Da, mă rog, poate la ceilalți colegi. Nu este obligatoriu. Documente justificative, vedem și noi de și răspunde. Vă garantez, toate materialele pentru toți consilierii pleacă la fel. Dacă unul din dumneavoastră nu aveți o hârtie, nu are nimeni. Nu poate să fie un consilier să aibă două hârtii și celălalt să n-aibă. Toate să scanează, să trimit în bloc. Poate la fel. Poze, în fața pozelor există devizul. Mapa proiectului de hotărâre? Da, mapa proiectului de hotărâre. Da, tot. Nu. A, deci la finalul tabelelor cu... Este la H10. Cu anexele alea, nu? La H10. Înainte de poze. Înainte de poze. Nu, înainte de poze. Nu separat. Toate sunt la proiectul de hotărâre. Fiindcă am primit niște mail-uri cu niște fotografii, da. Dar devizul de care vorbește domnul director este la corpul hotărârii, nu? Corect. Și întrebarea... Pozele erau, doar al negru în mapa hotărârii și am considerat că e bine să vedeți pozele și color. Da. Eu vedeți situația în care s-a apoi internat. De ce a trecut această sumă? Stai așa, am ieșit din impas. Domnul prezident, luăm de la tine 15.000 și dăm și la școala domnul Vasile Zmirescu și am încheiat prevăle. Împăcăm și capra și varza și pasă. Oricum banii nu îți vezi cheltui. Că... Bă, unde vizul înțeleg că e de 250.000? Ei de acolo. Vizul e estimativ. Spune, dar nu are de 250.000. Și atunci de ce să nu poate să rezolve și problema? Adică la aia se poate, la aia nu se poate. Păi sunt 15.000 de lei, atâta cere aia. Păi asta am spus eu. Mai întâi votăm amendamentul. Cine este pentru amendamentul domnului Mirescu? În forma asta. Adică lăsăm în sacină, doamne. Nu, bineînțeles că nu trece. Ce să nu trece? Domnul secretar, v-am rugat. Cum să nu trece? A trecut de cea care a trecut. A trecut, da? A trecut, doamna. De selecție. A trecut, mă. Bun, amendamentul a fost aprobat. Mergem mai departe, supun la vot. 13 voturi. Pentru și restul împotriva abține. Împotrivă? Abține? Nu știu personajele. Nu ies, dar oricum, treci pe pentru... E regulă de urmă, o dată. Mergem mai departe, supun deci la vot... Deci 150 la Eminescu și 15 la Caru, da? Nu, da. Nu. 250 la Eminescu, nu, 150 la Caru. Asta a fost amendamentul. 15 la Eminescu... Nu, amendamentul a fost pentru 15. Amendamentul a fost pentru 15. Și acum supun la vot tot proiectul de hotărâre privind rectificarea, inclusiv amendamentul. Cine este pentru? Cu specificația că consilierii care sunt consilieri la Universitatea la școală nu participă la vot. El nu participă. Eu nu participă la școală. La școală 1 el nu. Deci avem două domnul secretar. Câte voturi a avut amendamentul? 13. Ok, deci pe al meu trebuie să... Lăsim așa, lăsați. Dar să retras. La ce? La amendamentul? E Consiliul de Administrație. Amendamentul cu școala 1. Nu ești incompatibil. Dacă nu ești incompatibil, dacă susții. Nu ești incompatibil. Nu ai de să fii incompatibil. Rămân 11 oricum. Dar nu sunt compatibil ca să țin treaba asta. Deci, domnul Buzea, la hotărâre, cum votați? Pentru. Deci 19 voturi pentru. 11 la școală. Și nu participați la vot sau nu votați? Nu participă deloc. Dar se pune la colocate. Dar nu participă la cotizații, la toate ridicări. Dacă îmi permiteți și mie 10 secunde, atunci când vine vorba de reabilitarea școlilor, chiar nu ne face cinste. Sub nicio formă. Indiferent că e vorba de Carol, de Eminescu, de Știrbe, de școala 10 sau de alte școli, ar trebui să punem toți umărul și să ajutăm acești copii să trăiască și să învețe niște condiții decente. Corect. Nu în condiții de ev mediu. Eminescu e în ev mediu cu acea clădire. Carol este în ev mediu cu acea cu anumite lucrări. Școala 10 cu corpul B este în ev mediu. Sunt copiii noștri, fraților. Mie nu-mi face cinste să votez împotriva condițiilor în care acești copii învață. Și dacă nu mă înșel,
Cred că și Eminescu, tocmai pentru că s-a votat, am vrut să fac această discuție. Tocmai pentru că a trecut. Și Eminescu, și Școala 10 au acele două clădiri în care, dacă nu mă înșel, învață cei mititei. Da? Și informatică, laborator. La Școala 10 sunt cei mici. Exact. La Școala 10 sunt cei mici. Poate ținem cont pe viitor să reabilităm și acel corp. La Școala 10 și să nu mai votăm unii împotrivă din vari motive politice. Tendelisme. N-a fost la noi problemă. Toate unitățile de învățământ din Călăraș sunt... Ar trebui să rămână apolitice. Iar când noi vorbim de aceste școli, ar trebui să fim apolitici. Să participăm la ședințele Consiliului de Corect. Și să aducem aici în Consiliul Local problemele fiecare unități. Mi-am aruncat așa un ochi în sală și pentru asta mi-am permis să fac discuția. Îmi cer scuze, nu am vrut să jignesc. Trebuie să vină și direct sau cel care conduce acum, să se bată pentru lucrurile astea. Nu trebuie să le ghicesc tu, sau să te duci tu. Local nu ajunge direct. Nu, noi suntem acolo. Noi suntem acolo, noi suntem în școli. Și știm discuțiile de acolo. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității primăriei municipiului Călăraș și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Călăraș. Comisia de administrație publică, avizul. Comisia de sănătate, muncă. Sănătate, muncă, întâi. Da. Avizul. Acum, Comisia pentru servicii publice și comerț. Nefavorabil. Deci, cu aceste afirmații, am spus că n-am progresat cu nimic. Domnul Ivaciu, dacă îmi permiteți, domnule președinte, da, domnule, exerce dreptul, vă rog frumos. Vreau să-mi exerce dreptul de a-mi susține hotărârile, că am depus ceva energie ca să-l scriu. Nu știu dacă colegii mei consilieri locali care au votat împotrivă cei doi de pe WhatsApp și cei care au votat aviz nefavorabil, au citit măcar proiectul de hotărâre. Ce spune proiectul ăsta de hotărâre, domnule? Că nu ia bandă la nimeni, nu bagă pe nimeni în pușcărie, nu se întâmplă nimic. Proiectul ăsta spune așa. Că dincolo de prevederea legală că toate contractele de peste 5.000 de euro încheiate de primărie și de serviciile subordonate Consiliului Local trebuie publicate, deci dincolo de asta, eu am zis, hai să facem un pas în față și să le publicăm și pe alea de mai puțin de 5.000 de euro. Că ce mi-e 4.500 de euro, ce mi-e 5.000 de euro? Asta odată. Dar mult mai important decât asta este modul în care înțelegem să exercităm această transparență. Pentru că, în momentul de față, contractele primăriei Călăraș se publică o dată pe an, cred, într-o arhivă, pur și simplu. Deci, o grămadă de contracte puse într-o arhivă și publicate nu știu când, probabil la sfârșitul anului. Acum, intrăm în luna octombrie, pentru anul 2021 nu e publicat niciun contract. Și eu, printre altele, în proiectul meu de hotărâre, este specificat faptul că aceste contracte trebuie publicate pe site la 10 zile după semnare. Astfel ca cetățeanul, dacă vrea să vadă cu ce se mai ocupă primăria, să vadă ce contract s-a mai semnat, ce lucrare se mai face, câți bani s-au mai dat, cui s-au mai dat și așa mai departe. Deci nu este nimic senzațional. Sunt chestiuni de transparență, de bun simț, care se practică cu succes prin alte primării din țară. Și vreau să vă spun că eu am participat la cursul susținut de administrația, de Asociația Municipiilor din România privind etică și transparență și oamenii de acolo, oamenii de la Asociația Municipiilor vorbeau despre Primăria Călăraș, dădeau Primăria Călăraș drept exemplu de bună practică în ceea ce înseamnă etică, transparență. Iată că nu vrem să facem mai mult și nu vrem să renunțăm la modul de a face lucrurile doar așa, că trebuie făcute și să le bifăm. Vă repet, modul în care sunt publicate în acest moment contractele este unul absolut neprietenos. Nu se pot interoga ca într-o bază de date, nu se poate face nimic. Cine vrea, pe cine interesează, trebuie să descarce arhiva aia, să sape acolo, să deschidă fiecare contract, pentru că nu scrie în denumirea fișierului, nu scrie despre ce e vorba, deschidem fiecare contract la întâmplare și vedem ce găsim acolo. Aceasta nu este transparență. Mulțumesc. Justine, repet, domnul președinte, am și eu curiozitate. Mă, ce e rău în treaba asta? Explicați-ne, ce e rău în treaba asta? V-am explicat, domnul Buză. Nu. Eu nu, domnul Buză, nu știți dumneavoastră ce e rău? Știți foarte bine ce e. Bun. Pentru
o gumă, pe exemplu, care costă 1,50 lei. Trebuie să faci procedura asta, ca să știți, de, să cauți cel mai ieftin. Domnul Dragoș, și ce dacă faci procedura? Dar e vorba de mii de... Să facă! Ce, n-avem posibilitatea, n-avem persoană altă? O grămadă de hârtii care trebuiesc mii de hârtii care am umplut. Da, am umplut, s-ar mai avea una, n-am mai avea loc pe site-ul primării. Vă spun, dacă am publicat toate astea de la un leu până la 5.000 de euro, n-am avea loc pe site-ul primării. Vă feriți? De ce râdeți? Așa este. Nu este de râs. Evident că fiecare consilier votează așa cum consideră că este bine. Chiar dacă domnul Grescu și colegul nostru ne ceartă și fiecare votează din felul de cuvință. Putem să putem să spunem că sigur nu o să te certăm vreodată dacă o să votezi împotriva unor proiecte pe care le promiția noi. Nu să certăm niciodată, noi consilieri. Domnul primar nu e consilier local, este primar și atât. Noi suntem colegi aici și atât. Scuze pentru... Da, mă, dar voi sunteți forța în spatele noi care faceți ca el și atunci urmă, ai șutul. Cine este pentru ce proiectul numărul 11 al ordinii de zi? 4, 6, 2, 4, 9, 10 voturi pentru. A, să vedeți acum rezultatul atât. Cine este împotrivă? 10 împotrivă. Păi tu n-ai voie să vă găsi, ești președinte. Ați votat, nu? Eu? Da. 10 cu 10. N-a trecut că n-a trecut că n-a trecut. Barotaj. În concluzie, trecem la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Asociației Fotbal Club Gloria 2015 și proceduri speciale de insolvență. Comisia de Administrație Publică. Ce mă? Favorabil. Favorabil. Discuții la 12. Veniți în fața noastră și ne supune să fim părtași la chestiunea asta. Poate că e o treabă bună, poate că e o treabă care nu-i deloc bună, având în vedere că nu o să mai avem nimic în orașul ăsta, dar cineva trebuie să ne explice cum de s-a ajuns în situația asta, de ce s-a ajuns, ce bani au fost cheltuiți pe acolo și ce s-a întâmplat. Adică măcar o minimă, ca altfel, e treaba celor care sunt acolo, care au fost acolo. Nu știu de ce trebuie să fim și noi părtași la lucrurile în regulă sau mai puțin în regulă care se întâmplă acolo. De ce trebuie să fim părtași, de ce trebuie să semnăm, de ce trebuie să ridicăm mâna? Această asociație a fost înființată tot prin hotărârea Consiliului Local și singurul organ care poate lua hotărâri privind desemnarea sau nedesemnarea în statul special reprezintă Consiliul Local. Da, și eu întrebam ce s-a întâmplat acolo, ca să știm să desemnăm, e bine să desemnăm, nu e bine. E mai mult treaba de procedura asta. Da, da. Asociația de fotbal a intrat în procedură de insolvență, urmare a solicitării. Deci noi suntem membrii asociației acolo, cum am fost și la celelalte sporturi. La alte nu s-a vorbit nimic de ele. Acum veniți cu această procedură aici. Poate că era bună și la alte discipline. Și la handbal s-a făcut la fel, doar că fotbalul e puțin mai în față. Dorința mea ar fi să ne explicați, dacă nu acum, pentru că nu e domn primar și poate nu e cineva în măsură să ne spună, ne dați și nouă scris ce s-a întâmplat acolo, ce s-a cheltuit, de ce s-a ajuns în situația asta, pentru că știu că au avut un buget mare și n-ar fi trebuit să se ajungă în situația asta. Ca să înțelegem, pentru că suntem consilier local, v-aș ruga să ne dați în scris. Bun, mulțumesc. Deci așteptăm să ni se dea și nouă niște... Da, am și eu două întrebări scurte. Îl rog pe domnul secretar, care este reprezentantul Consiliului Local în această asociație, să ne spună dacă este adevărat că din data de 28 în AGA, când a fost numit deja domnul Stan, a și început să activeze, să ia deja decizii. Este adevărat sau? Cred că da, dacă a fost desemnat. Atunci nu mai văd rostul acestei hotărâri. Deci noi veniți cu această hotărâre în Consiliul Local să-l numim administrator special, conform legii, este adevărat?
Însă dânsul deja, exact, însă dânsul de aproape lună de zile, chiar o lună de zile, își desfășoară activitatea, ia decizii. Deci atunci ce mai are să votăm noi această hotărâre? O întrebare. Și a doua este domnul administrator special care deja își desfășoară activitatea, a prezentat un plan de reorganizare, tot conform legii insolvenței. Deci acum vorbim la fotbal de o intrare în insolvență, nu vorbim de faliment. S-a procedat în această situație datorită faptului că fotbalul avea conturile blocate. Și ca să poată să funcționeze în continuare și să primească finanțare de la Consiliul Județean, de la primărie sau de la alte instituții prin sponsorizări, trebuia să intre în starea asta de insolvență. Așa poate să funcționeze o perioadă. Dacă după perioada stabilită de instanță clubul nu se reorganizează și nu dă dovadă că se îndreaptă și că poate funcționa în parametrii normali, atunci se intre în faza următoare de faliment. După mă apoi proiectul numărul 12. Deci Budea părăsește sala. Păcat de oameni. Cine este pentru? Și să puteți, n-auzi că ești în sală? N-am nicio relevanță, nu pățește nimic. Ești în sală, nu-i interesează. Deci vreau să mai... 11 voturi pentru și împotrivă, 2 a fost înălțat. 11, 13 voturi pentru. Împotrivă, abțineri? Abțineri, 2, 4, 5 abțineri. Cu specificația că domnul Buzea a fost ieșit din sală. Abandon, domnul și domnul Ivanciu a ieșit din sală.